Salutare! Vă mulțumim pentru aproape 1 milion de subscriberi pe care a strâns canalul nostru. Adică, de fapt, 500.000. 400. 350, 304, de fapt, 338.000 de subscriberi, dar până la 1 milion, imediat i-am făcut pentru că v-am văzut. Sunteți activi, comentați, dați like-uri, dați share. Exact pe inima mea. Astăzi un episod nou de podcast Ada Bravo cu un invitat special. Și anume, unicul meu naș în lume, Octavian Strunilă. Am intrat pe Taz, pe aplicație, am comandat foiz gras, că asta a vrut omul să mănânce. Acum e regizor mondial, o să vedeți. Emagul ne-a trimis un vin care se cheamă Casas del Bosque, un vin roșu, ca așa cum îi plăcea lui când bea, că o să vedeți alte lucruri. Până un alt, începe episodul. Dacă vreți să-l întrebați ceva, dați în comentarii și eu îl întreb. Data viitoare, că ăsta nu e live, v-ați prins. Salut! Bună, Bobo! Hai, mai facem o prezentare. Nu mai facem, de ajuns. Acum 25 de ani. Așa, ai socotit? Nu, 20. 21, 2003. 2002, 2003. Da, da, ai văzut cu cifrele, că ai zis ca 1000 de subscriber, 1 milion de subscriber. Da, și ai de 1.400.350. Aproape 20 de ani. Aproape 20 de ani. Ne-am întâlnit pe plajă la Costinești. Eu eram... Din Dorohoi și tu erai din Craiova. Craiova, da. Aveam un prieten comun, Lucian Munteanu, care era la facultatea de drept și acum e la Timișoara și îl salut pe această cale. Tu ai vrut să vii la mare atunci? Eu am vrut să vin la mare, da. Că dacă nu veneai la mare, nu ne întâlneam. Nu ne întâlneam. Am venit la mare pentru că murise bunica mea și eram destul de afectat. Stai să spun cum a fost. Deci ideea a fost așa. Că eu până să te întâlnesc pe tine vorbeam mult. Eu și toată lumea m-a ascultat pe mine. Înțelegi? Știu, da. Așa eram obișnuit. Cel puțin așa se întâmpla. Tu erai la care vorbeai deci în gașcă. Deci eu vorbeam. Da. Și acum, tot din cauza asta, dacă te întreb de ce ne întâlnim mai rar, ne întâlnim pentru că atunci când noi ne întâlnim, ori vorbești tu, ori vorbesc eu, iar dacă ne întâlnim la tine acasă, e normal să vorbești tu mai mult și atunci te las, că e frumos, da. De pare. Eu vorbeam și pe mine m-a ascultat toată lumea. M-a ascultat așa dumnezeiește, cum să zic eu. Se uitau la mine ca la unul care era la actorie în anul 2, trecea în anul 3. Și dintr-o dată a venit un băiat care era așa în capul mesii și vorbea mai mult. Ba mai mult, făcea glume și lumea râdea, știi? Și la și acum lumea, era o terasă peste drum de White Horse, da, acolo. Lumea nu mai era așa la mine, începuse să stea așa, știi? Și zic, ce face ăsta, mă? Ăsta vorbește, ce face? Face glume. Și atunci ți-am minte asta, ți-am zis așa. Ți-am zis, bă, de ce nu dai la actorie? Nu, până să-mi zici asta, trebuie să spun așa. Noi ne-am întâlnit undeva pe la ora 8:30-9 seara. Tu ai început să vorbești, după care am început să vorbesc și eu. Și undeva pe la 7 dimineața, da, ne-am oprit din vorbit noi doi și între timp ăia râdeau și ne aplaudau. Da, da. Și discuția a fost simplă, adică cum s-a schimbat la tine ceva, că tot datorită ție s-a schimbat, că tot spui peste tot că eu am făcut, că te-am ajutat. Nu, datorită ție s-a schimbat treaba asta pentru că ai produs atunci energia aia la masă și eu am fost... N-am putut să nu spun de ce nu dai la actorie. Și tu ai zis, eu tot timpul am vrut, da, eu sunt la electrotehnică, nu știu ce era. Păi da, eram anul 4, da, al treilea an. Eu nu. Bine, mă sun luni, da. Am uitat, îți dai seama, era vineri, până luni am băut în continuu. Și luni m-a sunat cineva. Și ai fost tu, și ai venit, țin minte și acum, cu un borcan cu icre. Da. Cu o sticlă de coniac de aia la 2 litri. Da. Înțelegi? Da. Și cred că mai avea ceva, dacă n-am văzut coniacul nu m-a mai interesat. Bă, și te-am pregătit la actorie, asta a fost. Bă, aveam 50 de lei, mi-a dat mama, ții minte, da, asta, că tata n-a fost de acord cu toată ideea asta. Când i-a zis că plec unde? Bă, m-am întâlnit cu Goga și mă cheamă la actorie. Cu Goga. Păi nu, că deja eram prieten după 2 zile, nu mai ținte că am fost și la Lăutari, unde era o căruță, nu știu ce dracu era, tu ai mai dus să mănânci cea mai bună ciorbă de burtă din Costinești, la dân, nu știu cum îi zicea. Asta se poate, dar asta nu se mai ține minte. Da, da. Și aveam și 50 de lei și am venit la, mai pregătit la actorie, am, da, stat pe balcon, am început să bem coniac la 2 litri, pentru, da, că exista butelia aia de 2 litri, da, da, și m-ai pregătit să spun, te-ai uitat tu la mine și ai zis, bă, clar, Shakespeare. și da, dă-i și lucrează, să-mi spui tirada cât mai răspicat și curgător, da, da, dacă însă mi te-a pus să-mi răgnești. Da, da, deci... vrei să spui toată acum? Nu, dar mi-a rămas. Dar știi ce? Nu, că tu uiți niște elemente care alea sunt importante. Că era campionatul mondial sau european, nu știu ce pica în anul ăla, european, era 2002, era cu 2, nu era cu 3, da, era cu 3 sau era cu 4? Cu 4 cred că era. Că dacă era campionat, nu, european sau ceva, era... 3, mă, era cu 3, dar de și ce? Și ce campionat e? Nu era niciun campionat. Bă, nu știu, era, ce vorbim, mă, un campionat. Nu era, spun eu că era un campionat. În fine, era un campionat. Ideea era că erau niște meciuri cu România. Da. Era încă era România echipă de poate, fotbal, da. Calificări. Și eu mă uitam pe balcon. Da. Am scos televizorul în balcon. Nu vă imaginați că avem un balcon mai mare decât masa asta. Da, nici televizorul nu era mare. Păi, mic era.
Și eu mă uitam în balcon la meciuri, beam coniac și tu repetai poezii în casă. Și la pauză ai ieșit și mi-ai spus pe expirarea unui bivol mare negru fioros, se primă o coțofană când în sus și când în jos. Și tu ai zis, ce ai făcut acum? Și ai zis, ți-am arătat cum se plimba bivolul. Cu coțofană. Cu coțofană, și ai zis, nu? Și tu mi-a râs mie, dai din mâine aici. Ce faci? Nu. Mamă, ce mă speriam, intram iar înapoi. Când în sus și când în jos. Și ți-am zis, băi, am zis, acum a zis-o bine, a doua oară când ai venit. Și am zis, ce se fac, trebuie să plece înapoi, că eu aveam treabă. Meciu. Da, meciu, sau mai vorbeam la telefon, nu știu ce am zis. Băi, ea încearcă, când în sus și când în jos. Te-ai uitat la mine așa și te-ai mai dus mai doar în casă. Păi da, aveam încredere. Dar a fost bine, până la urmă a intrat primul. A fost bine. Tu mi-ai spus asta sau mai ții minte că a intrat primul la facultate? Nu mai știu, știu că m-am pus să cântăm și ții minte că atunci când te-am întrebat de cântec, ai zis cânti orice că nu mai contează. Când... Da, la Calul Bălan ai cântat. La Calul Bălan și ochii tăi. Nu știu, asta e de la tine, eu nu m-am băgat acolo. Da, și la Calul Bălan, dar m-am oprit. Da, dar la ușoară eu nu. După de acolo, ce să mai... Mă uitam pe pagina ta de Wikipedia și zice așa, că pe lângă faptul că ești născut în iunie, în Dorohoi, ești un actor, regizor, scenarist român. Apare în emisiunea Jocuri la Celebritate alături de Mihai Bobonete și Paul Lipate și după aia zice... altceva nu mai zice de emisiuni, zice de treaba asta. Și acum te-am chemat și la podcast să scrie că ai apărut și în podcastul Mihai Bobonete. Da, dar acolo trebuie să scriu eu sau tu trebuie să scriem, nu? Nu, nu știu cine se ocupă de treaba asta. Toată lumea se ocupă. Pe Wikipedia poți să scrii tu. Da? De exemplu, dacă tu o să cauți pe Wikipedia, nu România, Wikipedia e mare, și o să cauți actori născuți pe 5 iunie, o să găsești câțiva americani și din România singurul e Strunilă. Eu vreau să întreb cum e asta. Ce e în tine înăuntru? Deci, ai făcut teatru, ai făcut film, ai scris... ai făcut stand-up la început, că ai făcut și stand-up. Trebuie să știe lumea că ai făcut stand-up la început, după care ai făcut peste 1000 de episoade de telenovelă, după care ai scris pentru TVR, pentru Canal D, pentru Antena 1, pentru Pro TV, ai prezentat câteva emisiuni, ai scris niște piese de teatru care se joacă acum Casa Plină. Bă, s-ar zice că-s bogat. Acum faci și film. Cum faci astea toate? Că asta mă interesează să afle lumea. Da, m-am plictisit de toate, adică pe rând așa am luat-o cu stand-up-ul, am fost căcănar, adică mi-a fost frică să mai fac. Da. Și recunosc, e un gen foarte greu și nu mai vreau să întâlnesc oameni cum am întâlnit eu la stand-up, adică oameni care săptămâna asta se bucură de ce spui și săptămâna viitoare zic, ce e asta, mă? Dar să știi că eu țin minte mare parte din numărul tău, iar partea cu săbile moldovenilor care la temperatură mică se contractau, nu, de fapt ale turcilor, că de-aia am bătut noi pe turci, spuneai, pentru că ea veneau din Antalya unde era cald și când ajungeau Moldova unde erau frig, săbile alea mari se făceau mici. A. Și ale noastre erau mari. Și nu era mai, era mai simplu. Era și cu vorba trenul despre, care... păi, orice corp se dilată la temperatură mare și se contractă la temperatură mică. Da. Da? Și de aici s-au întâmplat toate lucrurile astea. Cu... turcii veneau cu săbile mari în Antalya. Veneau cu săbile, mă. Săbile plecau mari de la căldură de acolo și ne ajungeau în Moldova, erau niște săbițe mici. Da. Nu mai spun că îi strângeau coifurile. Coifurile. Ăia care aveau coifuri nu mai puteau să le scoată. Și finalul era așa ca un tren. Și care șchiopătau pentru că îi strângeau pot cu oameni, înțelegi? Deci era o nebunie totală. Îți dai seama cum a ajutat cu armata, că el a plecat de acolo, greu, din criciți, Turcia, de unde a plecat el. Și când a ajuns în Moldova, avea probleme mari. Coifurile mai uitau să le scoată să mănânce, ăștia cu săbile, dintr-o dată, iată, Ganu, când a scos de aici, a văzut așa, unde să trebuie. Și caii toți erau șchepătând. Asta a fost marele Ștefan cel Mare. Și finalul era ceva cu un tren. Da, mă, care... tot din cauza asta s-au întâmplat multe lucruri pe planete, că inclusiv, de exemplu, în Rusia era un tren care nu mai putea să ajungă în gară, că s-au scurtat șinele și s-au retras până în afara orașului. Și coborau oamenii la 5 km și veneau pe jos. Bine, da. Cu picioarele mici, că erau micșurate de la zăpadă, de la frig, picioarele mici făceau mult până în oraș. Da. Mai mult decât ar fi făcut dacă ar fi luat-o pe jos de la început, că era cald. Era bine. Era, eu nu știu ce era, dacă stai stand-up. Băi, mie îmi plăcea. Pe de altă parte, tu ai zis, băi, eu nu mai vin, mie mi-e frică de ăștia, nu știu da, ce. Nu, mie bine, am avut problema asta. Că l-am auzit și pe Teo, că a zis despre mine că aveam problema asta și recunosc că aveam, eu dacă aveam de urcat la stand-up sâmbătă, eu de miercuri nu mai eram om. Da. Pentru că trebuia să mă gândesc la cum o să fie, ce o să fie, ce mai spun. Acum la teatru lucrurile sunt mult mai simple. Ai un spectacol, ai o regie, ai un text scris.
tu știi că ai succes cu spectacolul respectiv, îți place, vă place, nu vă place, ăsta e textul, da. Nu e vina mea, nu e vina noastră, nu e... Eu sunt actor, am interpretat... Mi-am făcut treaba, da. Și mă duc acasă. E, la stand-up e greu, frate, adică e chiar un gen foarte greu. E cel mai greu. Da, gen, da, atunci de... la început, acum, sincer, ne era frică de ce, că nici lumea nu știa exact ce o să vadă pe scenă. Păi lumea nu știa că s-a terminat la Deco numărul ăla și erau niște oameni care au venit să bea ceai și li s-a spus că aici e și stand-up. Păi nici nu știau ce înseamnă. Bine, plătim și noi să stăm. Noi vorbim, acum să știe ascultătorii de primele spectacole de stand-up de la noi din țară. De stand-up, da, cu, da. Stand-up trecut pe afiș. Vorbim acum de... Eu am început în decembrie, pe 12 decembrie 2003. La Deco, da. La Deco și vorbim acum de perioada 2004, începutul, până să vină Teo, Fio și Costel. Ei vin după. Băi, pe Costel l-am convins tot eu să vină să facă. Dar eu pe Teo și pe Teo l-am prins, pe Viu nu l-am mai prins eu. Pe Costel l-am cunoscut, m-ai dus în cluba și mi-ai zis că ai un prieten crești și mic care dacă îi dai o bere timișoreana spune 3 glume. Și eu aveam bani de 2 bere timișoreana și am zis, bine, îi dau una de la mine. Da. Și așa l-am cunoscut pe Costel acolo. Da. Și după l-ai convins să dea la, era la automatică și calculatoare. Da. Bine, cu gașca de Dorohoen, pentru că era aproape de partea asta, da, de Mordoven cu Amărfoaie. Trebuia convins cu... că era bun, da. Da, cum le facem pe alea toate? Băi, da, cum le facem? Cum te-ai plictisit de ele și cum ai ajuns? Ai renunțat și la televiziune? Am renunțat la televiziune tot în sensul în care să mă forțez. Eu știi cum... am o metodă. De exemplu, dacă eu vreau să fac un lucru, da, eu te sun pe tine, Bobo, și îți spun, am un scenariu. Da. E gata. Cu tine în rol principal. Okay. Când putem să ne vedem? Tu spui luni, azi fiind vineri. Și eu zic, mă, luni nu pot, hai să ne vedem vineri. Și eu până vineri mă pun și îl scriu. Așa merg lucrurile. Da, eu nu l-am, înțelegi? Dar până, pentru că ți-am promis, Insta, pentru până că ne tu, vedem, de exemplu, scriu. Ești un om important, căruia eu i-am promis ceva, pe mine mă face să fac pe dracu un 4 și să am acest scenariu la data la care urmează să ne întâlnim noi. Și tot din acest motiv am zis, renunț la televiziune ca să nu mai am nimic de făcut, da, să spun, bă, nu mai fac asta. Ca să le fac pe celelalte, să fiu obligat să le fac pe celelalte. Cumva îmi dau deadline-uri singur și îmi dau... adică mă autodistrug așa pe moment ca să fie bine peste o lună. Dar cât țin astea? Adică cât țin perioadele astea? Că a pare că așa. Te renunți, da, la o treabă și duci în altă nu, parte. Nu, acum chiar am râs cu cineva ieri că am teatru, cu teatru merg cu spectacole scrise de mine, după care regizate de mine, în care joc eu. Și după care promovez spectacolele, le fac evenimente și închirez un microbuz pe care îl conduc tot eu. Păi da. Și el a zis, nu spui că conduci microbuzul. Am zis, băi, conduc, dar pentru că mă enervează când conduce altcineva, știi? Da. Și eu sunt la fel, în turnee și conduc. Toate, da. Pare că ești un Sergiu Nicolaescu în devenire. Nu, așa. Ca să o luăm încet, încet, m-am plictisit pe rând de toate și nu m-am plictisit cât m-am enervat. Pentru că nu mai plăcea ipostaza aia doar de vii la 8 în buftea, filmez, te tunzi cum vreau eu, nu te duci în club că n-ai voie, că te vede nu știu cine, că scrie în contract. Mă enerva puțin chestia asta. Dar toate au plecat de la foame, că când s-au terminat cele 1050 de episoade, eu am picat într-un colaps financiar din ăsta, știi? Adică nu da, bani, nu nimic. 1050 de episoade... Ar trebui să fii miliardar, da. Da, așa mă gândesc. În euro miliardar. Păi da, nu știu, e o viață de om, adică da, ai 1000 și ceva de episoade, da, mult, da, mă. Da, mă, ce? Că am filmat 7 ani, aproape 250 de zile pe an, 300 de zile pe an de filmare. Ți-am comandat de la Taz, am intrat pe aplicație și am luat foie gras. Ai vrut foie gras? Da. Ți-am adus foie gras și am luat și un vin care se cheamă... Băi, e bine. Hai să mâncăm. Casas del Bosque, care este un carmenere, dacă îți vine să crezi. E un soi originar din Bordeaux, lovit cu cazmaua în temelie de filoxera în secolul XIX. Tu din nou acum? Da. Mă, ce bine! Hai, noroc! Noroc, oricum. Băi, să știi că e un vin bun, îmi pare că nu mai bei. Ia să miros. Da. La miros mi-amintesc că e bun. Băi, e spectaculos, cred. Aha. Este un cilian, ca să știi. A zis că dacă nu te făceai, adică dacă nu te-ai făcut actor, scenarist sau ce ești, acum ai fi vrut să fii avocat. Da, e același lucru. Zici tu? Mm-hmm. Dacă ai fost avocat și am fi acum într-un moment în care a trebuit să mă aperi în fața unor alte instanțe, că să zicem am furat niște cauciucuri de daci, mm-hmm,
ce ai zice onorate instanței să o faci să creadă că sunt nevinovat? Trebuie să vorbești mult. Cum? Cum ai începe pledoaria? Nu știu, dar știi ce? Am două spectacole pe care le-am scris și în ambele sunt avocat. Da. Adică în Coaste din viața lui Adam și în Bărbații la 40 sunt avocat. Da. Înțelegi? Și îți place postura și asta? Și mi se pare că toate pledoariile care la mine, la noi, la români, nu știu dacă există sub forma asta, că nu prea am fost eu pe la tribunal și nici nu mai vreau să mă duc, n-aș vrea, dar pledoariile din filmele americane, dacă tu ții minte toate filmele în care începea avocatul să vorbească și ridica în picioare și spunea, zicea, ia uitați-vă, ia uitați-vă aici, da. Puteți, doamnă, să citiți? Și doamna spunea, ce scrie aici? Doi. Onorată instanță, nu mai am alte întrebări, scrie 3. Știi? Dar nu știi, adică lucrurile, mi se pare că sunt, știi, ca capete de glumă, banc, ai dat-o, pac, a, instanța și-a schimbat toată părerea, toată lumea face, în sală, știi? Asta îmi plăcea mie la avocat. Nu știu dacă avocat din ăsta care să completeze hârtii, să facă, să trimită, nu din ăla. Dar ca să te apăr cu cauciucurile, nu știu, cred că trebuie să te închidă. În Coasă din viața de lui Adam este vorba de birocrația care e în ceruri, după moarte. Da. Morți ajungi în cer și o să te întrebi acolo dacă aveți tot ce vă trebuie la dumneavoastră și o să spune de ce îmi trebuie. Păi trebuie să vă duceți, de exemplu, va chema doamna de la registratură. Cine? Doamna de la registratură te duce acolo, e număr de ordine, cu numărul de ordine te duci vis-a-vis la băieți la Xerox, completezi o cerere cu majuscule ca să înțelegi, după care duci la poștă frumos, pui timbru, pui tot într-un dosar frumos, dosar cu șină, că fără dosar cu șină nu te primesc, certificat de naștere, certificat de deces, certificat așa și vii la mine după aia. Și certificatul de deces de una. Păi nu-l ai? Nu. Și începe nebunia, înțelegi că am nu ai toate actele, cum e la noi la așa? Crezi că pe lumea cealaltă când o să termine totul, există varianta asta în care există imprimantă? Nu. Să zicem că tu mori înaintea Oanei. Da. Oana rămâne pe pământ. Și tu ajungi acolo și găsești o gagică mișto. Da? Superbă și tânără. Și tu întrebi în stânga-ndreapta pe acolo. Bă, pot să... Da, zice, păi ești în rai. La ce filme ai făcut și... zice, păi și poți să... Da, ia. Și o iei pe aia, da? Și mai vezi una peste două zile, mai mișto ca aia. Întreb, bă, poți să... Da, și ți-ai vreo 4-5, mișto gagicile toate. Mm-hmm. Una amuzantă, una are voce și cântă, una îți face teatru la goală, ceva... O da, nebunie da, de asta. Da, da. Așa e casa ta din rai. Da. Și, bă, trec ani, mă. Da. 10 ani. Și moare și Oana. Și vine unul la tine. Tu ești veselie, deja ai copii în rai cu alea. Uh-huh. Ești bine, bă, ești... Ce ți-ai dorit tu să da, fii în rai, da. Da? Și vine un înger care zice, domnul Sturine, da. În 20 de minute că a dat autobuzul peste ea, e aici. Ce, domn? Soția. Aha. Nu ce cred faci? Că e așa. Nu? Nu, nu. În primul rând o să existe rate la case și acolo. De ce? Că nu, eu n-am scăpat de ele niciodată, nu cred că așa scapi. Așa vin după tine, nu? Asta e, există rate la case. Doi la mână, băi, sunt mulți, îți dai seama că mor de mii și mii de ani. Te întâlnești cu Cleopatra, cu... toți ăia de pe vremuri, știi? Da. Cu regi, cu Hamlet, te întâlnești dacă o fi existat, înțelegi? Și arăți o registrare cu mine de la examen, nu, că îi spuneam da, monologul da, către actori. Așa, monologul către actori și personaje și tot. E multă nebunie acolo, nu știu cum e. Adică... Nu, dar dacă s-ar întâmpla treaba asta și Oana vine după 10 ani, ce faci? Accepți? Le zici la fetele alea copiii, bă, strângeți-i pe ăștia mici. Tu dă-te jos, nu mai stai acolo, să zici Hamlet acolo, că vine aia și te vede și zic că dracu am nebunit. Ia strângeți-vă și plecați acasă. Hai să mai mâncăm puțin. Că... Zi mă, păi nu, eram nu curios dacă mai, până da. Când moartea te va despărți sau nu. Păi așa spune, atât. Și crezi? Cred că se poate, da. Hai, pe mine m-ar deranja. Ce-ar deranja? Da, să stau undeva pe plajă, așa. Să văd viața asta nouă, frumoasă, așa, și la un moment dat să zic că... Nu știți că vine Cătăina. Păi da, e important că, tocmai asta zic și în, la spectacol, e important să mori de tânăr. Acolo sunt alte reguli. În primul rând, când ajungi, stai între rai și iad și există două posturi, rai 1 și rai 2. Înțelegi? Nu prinzi nimic până intri în proces. Pe nomenzile. Da, până intri în proces. Da. Deci, se bea aghiazmă, se stă de vorbă cu avocatul și se pregătește, pregătește procesul. Da, în toată, prin care trece oricum ar fi, prin nu care contează, trece aia oricum, trierea. Procesul este ca la americani și este cel care hotărăște până la urmă judecătorul unde te duci, te duci în iad sau în rai. Acum,
N-am făcut partea a doua ca să vedem unde se duce și să vedem ce e acolo. Dar e interesant, ți-ai lăsat loc și de partea a doua. Tot timpul. Ar fi de văzut ce se întâmplă după ce a trecut de toată asta cu birocrația, după ce ei se repartizează și vede un loc. Că publicul votează, bine, publicul votează și hotărăște unde se duce Leonide Doni, personajul nostru, așa, Manuel, unde se duce. Numai în rai s-a dus până acum. Da? Da, n-a votat niciodată invers. Dar ești pregătit pentru varianta de iad? Am un track care este muzică de iad. L-am șters. Da, ești pregătit, ai scris acum, scenariu. Păi el trebuie să am partea de final care trebuie să se termine cu el care pleacă în iad. Dar nu l-a votat nimeni. Toată lumea îl vrea la bine. Va la bine, păi zice, nu schimbi scenariul de așa natură încât dacă ajunge în rai să fie fars. Păi nu e, mă, că trebuie pledoaria să fie, pledoaria avocatului și pledoaria procurorului, procurorului Paul Ipate. Dacă el face o pledoarie bună, poate să câștige și să-l trimită în iad. Dar n-a câștigat deocamdată. Apropo de Paul Ipate, că faceți o grămadă de proiecte împreună, pare că vă înțelegeți extraordinar. Mă întrebam dacă cumva între tine și Paul, dacă ați face echipă și Sorin Bonta cu Răzvan Fodor și v-ați bate în ciocolată goi, cine ar câștiga? Bă, dar ce... E doar o imagine de-a mea. Să mă bat cu Bontea și tu cu Ipate în curgol, trași în ciocolată și aia la fel. Și aveți un ring mic, cine bate? De ei nu mă bat, Bobo. Și dar ce faci? Alunești printre degetele lor? Nu, dar am văzut asta, s-a făcut cu noroi Madagascar când am fost. Și? E urât, e urât și ca prezentator, eram plin de noroi din cap până în picioare. Dar dacă vă întâlniți pe stradă fără noroi, fără nimic, care bate? Tu cu Ipate sau Ipate, Bontea? Ipate, că ăsta e mic și rău. Dar tu tot nu te bagi. Nu mă bag. De ce? Nu mă bag, eu nu mă mai bat. De ce? Dar ce beau să mă bat? Când te-ai bătut ultima oară? Nu m-am bătut niciodată. Dar ai furat? Nu, nu m-am bătut niciodată, Dar ai furat și era să ți-ai bătaie. Tu? Nu, tu nu mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut pe tine din cauza mea? Nu. Am plecat din Fire și am urcat într-un taxi. Okay. Și zicem, calea Vitan 203. Și taximetristul zice, nu merg, că eu nu merg încolo. Am coborât din taxi și am urcat în taxiul din spate. Și eu în timpul ăsta am sunat la dispecer și am spus numărul TXT, nu știu cât. L-ai raportat, da, mai aduc aminte. N-a vrut să ne ia. Noi am plecat pe lângă el, am trecut în pasaj și când am ieșit din pasaj, TXT, ăla a venit în spatele nostru. Și eu m-am pus în spate, tu te-ai pus în față la taxi. El a crezut că ăla din față e capul răutăților și a deschis ușa la taxi cu o bâtă de baseball. Da, mă, cu bâta, mă, da. A venit cu bâta, da. Dădea tine cu bâta de baseball. Eu făcusem răutate, tu nici nu știai de ce te bate ăla. Era și din pasaj. Vine unul și te bate. Și cu ce amunești? Ăla zice, a tras de ușă, era ușa blocată. Îi spune taximetristului, deschide ușa că-ți par geamul. Îi spune ăla. Ăla când a fost, a apăsat pe buton. Tic! S-a deschis ușa. Și m-a bătut cu bâta pe geam. Bă, a avut noroc că e Dacia cum e. Dacia e mică, nu poți să-ți faci avânt cu așa. Da, m-a bătut mic așa. Și a bătut așa, știi, că cât gătea în sud. Cât pați între ăla. Nu ne-am lăsat. Nu ne-am lăsat. Nu mai țin minte. 2003 la început. Asta a fost chiar înainte de stand-up. Și nu ne-am lăsat, eu, nu ne-am lăsat, că a claxonat lumea și am plecat. Și am zis, mergem la poliție, Bobo, nu se poate așa ceva. Și am ajuns la circa de poliție undeva pe acolo, pe lângă Vitan. Ce, aia ne-au zis că nu e la ei. Așa. Nu știu, că bătaia s-a întâmplat în altă parte și eu trebuie parcă să mergem că mă și țineam puțin de umăr. De și ăsta, eu am zis, domnule, uite care-i treaba, pe mine nu mă interesează. Noi am luat bătaie, pe noi ne duci. Unde trebuie să ne... Ne-a dat o dubă de poliție, ne-a băgat ca pe hoți pe noi. Da, și ne-a, și ne-a trimis la altă secție. Acolo mi-am pierdut eu căciula, imagine. Aveam o căciulă, că noi nu eram treci deloc, mă, noi eram veniți din Fire, din asta, din citiți poezii, care era căzicul, da, beam și citeam poezii. Și vedem, ne-a dus cu duba aia la secția la care trebuia. Acolo mi-am pierdut căciula cu urechi. Da. A rămas în dubă la poliție și ne-a pus așa: scrieți declarațiile. Băi, dar între timp nouă ne scăzuse adrenalina aia tot. Nu mai aveam chef de declarații. Și eram așa... Mi-aduc aminte asta, vreau să dormim, da. Să scriem declarații cu un ochi. Da. Scrieam acolo, dar nu putem să renunțăm. Nu mai ați, v-am luat aici, trebuie să v-am dat număr, trebuie să faceți declarații. Declarații. Dar nu ne-a și separat la un moment dat? Băi, și am scris declarațiile alea cu un ochi când era somn, de acum era două noaptea, trei, cum era. Dar țin de că ne-a separat, pe mine m-a dus în altă cameră, ca ai să nu mă uit pe declarația ta. Nu știu. Și am zis că nu, să nu ne separe. Oricum, când am plecat de acolo și fără căciulă, eram din nou în centru. Iar trebuia să luăm un taxi. Iar dă-i bătaie cu ăla. Iar dă-i, da. Da, mi-aduc aminte asta cu declarațiile. Nu, nu ne-a separat. Aici știu că eram pe un hol unde ne-a pus să scrie. Am adus aminte de altceva.
Știi când am fost cu fratele meu în Bulgaria, de, ne-a luat poliția cu declarație, acolo ne-a separat. Aveam un Opel luat din Germania, aveam 2800 de euro. Tu știi că în Bulgaria eu nu merg. Noi a trebuit să mergem să matriculăm Opelul ăla. Și noi am plecat cu Opelul să-l matriculăm, dar erau numere roșii și erau expirate. Dar eu m-am gândit că dacă ele sunt expirate, se înțelege că eu mă duc în Bulgaria să-l matriculez chiar dacă sunt expirate, da. Și nu face nimeni nimic, uh-huh. Că mă duc să-mi iau numerele noi din Bulgaria. Da, da. Și ne-am dus pe la Silistra, Călăraș, acolo, și când așteptam la BAC, adică am ajuns până acolo, la BAC, în coada de la BAC, a câta mașină eram, nu știu, dimineață, și vine poliția de frontieră, zice actele. Și zic, eu urc pe BAC, mă duc să înregistrez mașina. Și a zis, dar trebuie să aveți niște acte pe mașină. Și când am arătat, actele erau expirate. Și a zis, coborâți din mașină. Exact așa ne-a zis, era cu un Wrangler, cu nu știu ce. Și a zis, vă rog, coborâți din mașină și mergeți acum cu noi. Și eram cu frate. Mamă, ne-a luat, dar nu știam de ce. Și a zis, dumne, că sunt actele expirate. Și eu am zis, păi nu înțelegi că merg să le fac un ordine. Și a zis, păi da, n-aveai voie să circul cu ea. Ia uite-l, și cu ce trebuia să vin? Și a zis, cu platformă. Ah, aici n-am mai avut. Și ne-a luat, ne-a băgat în rengă, ne-a dus în circa de poliție. Mașina a rămas acolo, a nu știu câta la coadă, da, pentru BAC, da. A venit BAC-ul, a plecat. Și am început să ne dăm declarații. Și ne-a separat. Ne-a dus într-o cameră, într-o cameră. Și scrie acolo cum am plecat de la București, ce am făcut. În fine, ne-a dat drumul, ne-am urcat cu mașina pe BAC, mi-au deschis dosar penal. Am avut dosar penal pe la Călăraș foarte multă vreme. Partea, cea mai, mișto, Călăraș, s-a făcut dosar. Partea cea mai mișto este că am trecut în partea altă cu BAC-ul la Silistra, da. Și acolo trebuia să facem vamă. Și frate mi-a zice, păi și la vamă ne trebuie buletin? Da. Și zice, păi l-am lăsat acasă. Deci era la bulgar, bă. Și roagă-l pe unul care era cu numere de România să-l ia pe frate meu, să-l aducă la București. Am intrat că aveam buletin. Am matriculat mașina, m-am întors. Dar tot mi-aduc aminte de asta cu înmatriculările. Da, mă, dar e, vezi, și te întreb după aia de ce să fac filme cu proști. Știi că, bă, da, bine, noi eram, da, a fost. Te trezești, da, te trezești. Dar știi așa? Că am avut dosar penal ani de zile și nu vreau să-mi dea permisul. Și mă țineau și trebuia să mă duc să-mi iau dovadă de la Călăraș. Știi că odată la ceva vreme trebuie să ții acolo să-ți iei dovadă. Uh-huh. Și la un moment dat am întrebat eu ce trebuie să fac, cât ține toată saga asta mea cu Călărașul, că eram sătul la un moment dat. Cât trebuie să mai vin aici la Călăraș, să-mi dați permisul, să dea o hârtiuță de aia. Da, dovadă. Și a zis, până soluționează doamna procuror cazul. Și a zis, băi, procuror cazul? Ce? Măi, nene, am mers cu niște numere de astea și ai mai prins de amendă, să zic că ți-ți fac muncă folosul comunității, dar nu te duce la pușcărie pentru asta. Și ai să la să poate aici. Și știi cum l-am luat înapoi? Într-o zi, la un moment dat, am aflat unde era procuratura, era o casă de asta, și m-am dus direct acolo, era un jandarm la intrare, că nu intri oricum, și a zis la domnule, vreau să ajung și eu la doamna procuror. Și a zis, cu ce treabă? Spuneți-i că știe, că mă așteaptă. A, dacă vă așteaptă, poftiți. Și a luat-o la înainte, am ajuns la secretară, secretara m-a întrebat, da, zic cu doamna procuror. Că știam că e doamna procuror, că scria nu știu unde acolo, la intrare, că era doamnă. Și zice, știe că ai venit? Da, spuneți-i că sunt nepotul domnul comisar. Asta am zis. Și a zis, bine, a intrat aia și a zis, doamna procuror, a venit nepotul domnul comisar. Și a zis, păi și-l ții la ușă să intre. Eu am intrat și a zis, da mă băiatule, zic m-a trimis domnul comisar, ce mai face mă? Ce să facă? Zic bine. Zice, poate ne mai vedem și noi săptămâna viitoare la un grătar să-l spui că întreba bărbatul meu. Zic, îi transmit. A venit cu dosarul ăla. Și a zis, ce dosar? Bobonete cu numerele cu alea. Și s-a uitat așa, erau un perete de dosare. Și a zis, bă, și a zis, e pe jos undeva pe acolo. Eu l-am căutat. Jur că l-am căutat, l-am scos dosarul cu mâna mea, i l-am dat. S-a uitat ea și a zis, foarte bine aici, da. Ce, n-aveai nici buletin? A, nu, frate, tu n-aveai buletin? Tu n-aveai permisul, așa? Zice, da, du-te la el să semneze o declarație, să spui că ai pierdut când ai coborât din mașină, ai pierdut portofelul când te pișeai pe marginea drumului cu documentele, că e important să zici că le aveai pierdute atunci, în momentul ăla. M-am dus la comisariat, care era în hotel Călăraș. Am intrat cu niște hârtii de la procuratură, direct la intrare, la ghișeu de la acolo. Săruna, bună ziua, unde mergi? La domnul comisar. Și a zis, vă așteaptă? Normal că mă așteaptă. Doamna procuror. V-a trimis doamna procuror cu niște hârtii. Și a zis, mergeți. Mama, am intrat cu niște cotoane de la stânga, dreapta, stânga, dreapta, paf, am intrat. Încă un polițist acolo a intrat. Da, la domnul comisar.
Vă așteaptă? Da, m-a trimis doamna procuror. A, poftiți, pam, am intrat, să trăiți. Zice, da. Zic, de la doamna procuror, am venit cu actele astea. El a zice, ce face doamna procuror? Bine, zic, la procuratură, pe acolo. Zicea, dacă vă vedeți la un grătar în weekendul ăsta, că întreba soțul de... Și a zis, e, grătare, eu am treabă de grătare. Zic, copu, ce trebuie să fac? Dom'le, că am pierdut permisul, că mă pișam. Și a făcut așa. Ia. Zic, copu, da? Da. Am ieșit, m-am dus la doamna procuror. A ajuns la doamna procuror. I-a zis, doamna procuror, a semnat aici ca așa, nu știu ce. Și a zis, foarte bine. Și îmi zice, bine, îți dau un nup. Și mi-a dat începerea urmării penale. Da. Și a zis, du-te cu hârtia asta, îmi dă o hârtie, să-ți dea aia permisul de la circulație. Și mă duc cu hârtiuța aia. Da. Bă, da, da, și ți-a dat ăsta. Nu. Și ajung, ăia nenorociții de mă duceau, făceau mișto de mine, mă. Deci ajungeam la ghișeu de la București, am venit să-mi dat și mie dovadă. Și făceau ghișeu, pauză de masă, țâng. Bă, deci făceau non-stop treaba asta. Și mă duc cu hârtia. Deci mă duc cu hârtia de la procuratură. Da, cu începerea urmării penale, cu obligativitatea că ei să-mi dea permisul înapoi. Și îl bag prin ghereta aia așa mică și era... Tot timpul era aceeași față, același da, da. Și era așa. Și se uită în ăla și zice... Păi tu nu ai permisul aici. Și îmi spui, cum n-am permisul? Și se uită prin alea, închide ghișeul și după un sfert de oră ridică și zice: bă, băiatule, tu ai permisul pierdut de 10 ani și nu ai declarat pierdut? Și eu zic, da. Păi ce permis vrei să-ți dau eu, mă, nenorocitule? Ei când mi-au suspendat mie dreptul de a conduce, eu aveam permisul pierdut, dar nu declarase pierdut de 10 ani, tu înțelegi? Da, 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 da. Și zice, să ți-l dai aia de la Craiova. M-am dus la Craiova, am dat examen, mă. De ce asta a fost în perioada aia că n-ai răspuns 4 ani la telefon? Tu? Da, mă, dar asta am făcut eu, saga asta cu cărăra și mi-am ducat desemnat. Da, mă, frate. Deci asta e fiind cu proști, dacă vrei. Da. Dar am rezolvat-o, că m-am strecurat și așa mai departe. Am vorbit cu Bontea și am făcut un deal cu el. El mi-a gătit la nuntă, dacă mai ținte, el a făcut toate delicatesurile alea. Și a zis că în semn de recunoștință o să-i fac și un stand-up la mormântare, la următorul moment important din viața lui. Da. Și a acceptat. Și acum vreau să fac cu tine un pact. În funcție de care se duce primul dintre noi. Dacă tu ai murit primul, ce ai vrea să fac eu la mormântarea ta? O chestie deosebită, pe care lumea să o țină minte. Să zică, uite bă, a venit finusul la un moment dat în timp ce îl puneau la groapă și a făcut asta și nu o să pot să uit niciodată. Asta în cazul în care zicem că tu mori prim. Bă, hai să vedem așa. Să faci, nu știu, să faci o... Să oprești totul. Slujbă tot? Da, slujbă tot, slujbă tot. Stați! Stați așa, da. Și să ții un număr de stand-up de la început până la sfârșit cu tot ce ai făcut tu. Dar toate cele mai obscene glume pe care le ai tu. La mormântare? Da, la mormântare. Care-i faza cu laba în baie? Da. Nu mai plângeți, doamnă. Știu că și mie îmi pare rău, dar trebuie să vă așa, zic. Așa, toate alea, da, da. Ca să se vadă cine pe cine. Cu preotul, cu molifta. Da, da. Să-ți fac o molifta. Lasă că ți-o fac eu, părinte. Nu, și părintele, măi, stai puțin. Poți să vii înainte să vină preotul, vii acolo, la... Că e, acum e cu casa din asta, un... Cu un microfon mic, așa, cu un cub. Cu un microfon cu un amplificator. Mic, cum cântă băieții 10, pe 10 stradă, merge? Cum cântă băieții pe stradă, știi? Stați să fac și eu numărul ăsta, că am promis. De stand-up, da. Cel mai vulgar. Da, cel mai vulgar. 15 minute să țin. Ok. Bine, cu tot. Cu tot, da. Dar nu o să se supere pe mine Sasha sau ei ca să zică, bă, ai venit la următoarea lui tata și a făcut circ. Nu, păi te descurci. Vorbești cu ei. Bine. Te descurci tu cu ei. Mă descurc? Ideea este descurci, te lase să faci asta. A să le zic înainte, băi, am un pac cu taică tu că trebuie să fac niște glume, 15 minute. Să te descurci, să te dea afară, să te oprești, să te bați cu ei, ei să te fugărească, tu să te duci cu boxa ca aia care au rate la BRD, la bancă în fața și strigă, dați-mă înapoi, tu cu boxa aia la gard. Da. Bun, o să fac. Și acum să fac și eu ceva la da. Eu aș vrea așa, la mormântare la mine, să vii cu un acordeon de gât. Așa. Alb să fie. Cu 10 bulgăroaice bătrâne. Aha. Îmbrăcate în portul popular din Bulgaria. Să așeze așa în semicercul de sicriu, tu în față, îmbrăcat în elefant roz. Și să cânți Anicuța Nechi Drag. Da, e bine. E eu bine? Pot să fac asta, da. Și descurci tu cu familia. Da, mă descurc. Că eu se întrebe de ce în elefant roz.
Le explici. Dar nu, nu le explic, că nu o să știi. Ah. Mă îmbrac în elefant roz, eu zic că sunt un elefant roz. Eu nu zic că sunt eu. Nu zici că ești tu. Asta ești cap și trompă și tot. Da. Uite, Pomana a găsit ceva apropo de prima ta probă, când ai mers cu o fată să dea proba pentru un rol de fete, ea trebuia să ia așa. Andra, mă. Cu? Andruța. Andruța? Andra. Andra, care a fost în clasă cu mine. Ah, și a plecat Andra, la Paris, ca... da, da. Andrada. Andrada, Apan. Andrada, Andrada Apan, da. Așa, și ai fost să dea probă ea pentru... Băi, întâmplarea și începutul meu acum, ca să zic așa, cu serialele, pentru că nu prea făcea nimic așa, eram la actorie în anul întâi, a fost că într-o dimineață, Mahmur, toate poveștile mele sunt cu Mahmur, după cum vezi, da. După cursul ăla de actorie, dans, cu învârteri, cu așa, o chestie din asta, m-a zăpăcit de cap, la 12 am terminat, am zis, hai să mâncăm ceva, o ciorbă de burtă și să mai beau... Ținte-mă că m-ai trimis la dans și mi-ai să-mi iau colan și maieu? Hamlet, așa trebuia. Păi știi, da. Știi că m-a dat aia afară? De ce? Păi mi-a zis că când Cristi și cu Vio veniseră îmbrăcați în trenii și eram în colan și graș și în maio și când m-a văzut aia, eram și ultimul la bară și când m-a văzut, mi-a târnat coaiele și s-a uitat aia la mine și a zis, ieși afară. Și a zis, păi mi-a zis Strunile să... și a zis, las că vorbesc eu cu Strunile, era una creață. Da. Uh-huh. Așa, nu, da. nu eu mi-aduc aminte. Și asta spuneam că s-a întâmplat. Te-ai dus acolo să dai probă cu ea? Ea trebuia da, să dea o probă da, de un ea, rol? Nu, ea mi-a spus, hai că mergem, dar hai să dăm o probă înainte, că eu am o probă. Zic, ce probă ai? Am o probă pentru fete. Mă duc acolo cu probă pentru fete, stăteam pe scaun așa și așteptam să termine probă. Ea era înăuntru și iese cineva și zice, dar tu vrei să dai și tu probă? Și eu zic, păi cum să dau probă pentru fete eu? Că eu am zis pentru fete. Nu, a fost și pentru băiețeri, dar n-am găsit ce trebuie. Da, ți să dau și eu. Mi-a dat un text, mănușă era unul cu șapcă, cu lanț la gât și care ieșea cu un cuțit de mână dintr-o tufă. După aia numai așa, 8 ani nu trebuia să-mi dea scenariu, să spună cine asta sunt. Asta a fost. 8 ani îmi dădea scenariu, știam. Dintr-o tufă este un băiat cu cuțit de mână și cu o șapcă. Deci asta sunt eu. Asta era, asta era rolul Steven? Mele, da. Toate. Aici ai luat nu Steven-ul? Steven, nu, Terente, primul, numai iubirea. Ah, Terente, da. Așa. Când și... ai violat-o pe Adela, în film. Și pe Oana. Și pe Oana. Pe Adela țin minte pentru că la noi acasă... Dar mai fain a fost la Oana. Numai... Că era cu Pepe și era și frica aia că poți să iei bătaie, știi? Ai violat-o cu suspensiune. Da, Adela adică, era sigur, da. Adela era, nu era, da, încă era... cu Bordeanu, ai... dar la Oana era. Am mers cu Adi Ștefan și cu încă niște fete la noi la Giurgeni și am făcut masa aia afară în curte, trăia bunica mea de noi septe și aveam niște draperii pe horul de la casele mici. Da. Și am ajuns acolo și două zile nu ne-am ridicat de la scaun. Efectiv am mâncat și am băut și la un moment dat știu că dansam pe mese și era una nebună care zicea lui mama, haide tanti Ana, dansează și mata cu noi. Și era pe masă și am băut și acum să plecăm la București. Da. Și când să plecăm la București, bunica mea nu mai păla draperile la stat așa. Și când am plecat m-a chemat și a zis, auzi mai că ăla cu nasul mare e prietenul tău? Și a zis, da. Ai grijă că e om periculos. Fuzese episodul cu violul, bă, și eu n-am știut, da, mă. Da, și am da, mai zis, da. Că e om periculos. Uite, alt motiv pentru care n-am mai vrut să fac seriale, cel puțin la vremea respectivă, lucrurile stăteau așa. M-am întâlnit cu cineva pe stradă la ora 8 și avea 3 beri în mână. Și mi-a zis, du-te repede că tu trebuie să începi să joci. Că e 8 și eu mă duc să văd filmul, tu ce cauți pe stradă? Du-te că trebuie să joci. Înțelegi? Adică da, da, ei credeau că e în direct, toate le facem în direct. Nu, n-a zis Adrian de la țară cu Mihai când am ajuns la țară după ce începuse la Sfierbințiu, nu știu ce a văzut el da. Și a zis, mă, haitilor, dacă vă sunam eu atunci când erați voi la Cârciu, mă răspundeați? Da, 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 și asta, știi? Da. Că e, și încă un lucru, deci încă un lucru a fost clar, am zis, bă, eu trebuie să mă mai apuc de altceva și am dat eu la master, la film, la un ATC. Când am văzut așa, am avut o chestie, era o scenă și eu cu Adrian Ștefan, cu așa, era mare prezentare cu autografe, după se dădea autografe, era da. Un gard și era nebunie mă la gardul ăla, rupea gardul să pună mâna pe mine, pe Adrian Ștefan, pe lumea care era după gard, mă. Și am ieșit așa după ce i-a rupt gardul și am luat-o prin spate și am ajuns în spatele lor la un chioșc și ne-am luat de acolo o bere. Stăteam în spatele lor. Și aia care se rupeau la gardă au venit și a trecut pe noi și a zis, bă, ăștia nu s-a ia de acolo? A, ba da, ei sunt, da. Și a plecat.
Tot în față. Mă, stai puțin, adică mai înainte te rupeai la gard după mine și acum așa. Și Adrian atunci a zis că noi suntem ca ursuleții care nu există de la Coca-Cola. Care nu existau, erau care făcuți ursule? Pe calculator. Niște ursuleți care beau Coca-Cola. Un urs polar, știi? A zis da. Bine. A zis că noi ca aia suntem. Adică nu noi suntem, realitate. Ar vrea să-i vadă lumea dacă se întâlnește cu el. Nu, la revedere. Nu. E bura asta cu ursuleț. Nu, ursuleț de la Coca-Cola, nu. Și am zis cu timpul așa, am zis, bă, trebuie să fac ceva care să mă ia lumea, să mă ia lumea, serios, că nu. Eram Steven, Terente și toate personajele pe care le jucam. Și cu timpul, încet, a fost greu, că nu-ți dă nimeni credit că poți să faci mai multe lucruri decât poți să faci. Adică prima dată zice că ești actor și dacă vrei să faci regie, ai mă, câți regizori sunt, te faci tu acum regie, știi tu despre regie. Păi da, învăț. După care am reușit să fac asta, am zis să scriu, scrii tu, păi tu scrii, de unde scrii, ce ai mai scris tu? Auzi, în filmul pe care tocmai l-ai terminat de filmat, ați luat drepturile pentru complet necunoscuți. Pare că este o chestie uriașă de data asta. Da, nu ca și cum lucrurile pe care le-ai făcut până acum nu sunt la fel de importante, dar ăsta sună într-un fel. Da. Și citind, vorbind cu lumea care a fost pe la filmare, care e în jurul tău, pare chiar o chestie de amploare și timpul mi se iasă așa cum îți dorești. Subiectul filmului, pentru cei care nu știu, cu toate că filmul se poate găsi varianta originală în italiană, Perfetti sconosciuti. Perfetti sconosciuti. se poate găsi în film. Subiectul, de fapt, de unde începe toată treaba, conflictul, niște tipi fac schimb de telefoane, se uită în telefoane, în mesaje și de acolo se scot treaba. Nu, mă, e o seară, uite cum e masa asta așa și se întâlnesc niște prieteni de familie să bea un pahar de vin. Iar cineva, la un moment dat, propune un joc tâmpit, hai să citim tot ce primim în seara asta, mail-uri, WhatsApp, mesaje, apeluri, să vorbim pe speaker și să citim cu voce tare. Treaba este că de acolo o ia razna. Atât de interesant a fost subiectul ăsta și atât de, nu știu de ce, li s-a părut atât de exploatabil atâtor țări, producători și încât așa, încât au făcut 19 remake-uri în 2019. Acest film a intrat în cartea recordurilor cu cel mai remake-uit film din lume. Uh-huh. 18 variante la vremea aia. De atunci s-au mai cumpărat, sunt vreo 20 ceva de variante. Subiectul este unul destul de actual și are legătură cu trăirile omului. Pe mine, dacă mă omului. Întrebi acum de ce naiba ai mai vrea să mai vezi odată un film făcut de altul când ai văzut filmul original, nu știu de ce, dar eu am văzut și varianta franțuzească și varianta italienească și m-am uitat și la ruși, m-am uitat și la corien, dar n-am înțeles nici că e... Da, e coreană, da. E cu bătăi, mă, acolo. A, da? A făcut varianta în care zboară după gard? Păi nu, mă, e cu bătăi, e cu cuțite, cu... Adică, fiecare nu, cum a adaptat-o. Fiecare cum e obiceiul pe la ei, la țară, pe acolo. S-au luat la bătaie. Și tu ești mulțumit de ce ai filmat? Eu sunt mulțumit de ce am filmat, mulțumit de ce s-a întâmplat la filmare. Sper, filmul ăsta a avut noroc să fie așa cum trebuie de la cap la coadă. Adică a avut noroc când am avut nevoie de locație peste noapte. Am găsit locație la Dragoș Bucur și la Boguță în platou exact ce ne trebuia. Când am avut noroc să am nevoie de bani, am avut imediat, am făcut rost de bani pentru ce trebuia la producție și cred că în continuare vreau să sper că o să aibă noroc și de o premieră pe măsură. Vrei pentru să ai premiera în sală? Normal, da. Adică există acum nou val așa să faci premiera pe streaming. Păi da, relaxarea a venit, se poate, eu cred că o să deschidă și cinematografele, teatrele sunt deschise. E frustrant să faci un film. Da. Și să nu-l vezi pe ecran mare la cinema, fiind primul tău film, pentru că e primul meu film de lungmetraj. Da. Că din astea am mai făcut, o să vedem noi împreună. Acum urmează acum, momentul, dacă ai idee. Ca idee, filmul ăsta trebuie să fie văzut la toamnă, sper eu, pe un ecran mare în cinematograf, să vadă toată lumea în cinematograf filmul ăsta, să se consume. Mai am o surpriză, sper să se împlinească și să reușim să-l ducem la TIFF în vară, dar trebuie să ne primească. Și pentru și asta că înseamnă să ai premiera în vară la TIFF. E o premieră, o vizionare. Ca și să de ce să nu primească?
Păi nu, să-l primească, adică să vorbesc cu, cu... să facem o vizionare, să vedem filmul, pentru că așa se face, știi? Dar dacă nu te ia Tudor Giurgiu, știi că putem să închiriem noi un ecran mare și un proiector să punem lângă ecranul lor și să dăm filmul nostru cu sunetul mai tare? Și aia, indiferent la ce se uită, să-l vadă pe Leonid și pe Anca, deja că e acolo. Da, putem să facem asta, păi, dar eu cred că o să ne primească. Deci sunt șanse să-l vedem un premier relativ în sunt cazul șanse, care da. Trece de... Da, în cazul care trece. Așa, dacă nu în toamnă, în cinema, în cinema da. La ecran mare, le recomanzi, așa? E mai bine decât pe streaming sau decât să-l plătești, să-l vezi acasă. Păi, asta o să se poată face după aia. Păi e normal. Pentru că după ce o să fie în cinema, o să se ajungă pe o platformă, o să vedem pe ce platformă... Urmează să mă mai ocup și de asta și atunci mă ocup chiar de toate. Dacă mă mai ocup să mai și vând filmul, chiar le-am făcut pe toate și e destul, cred că. Am făcut și post-producție și producție. Acum suntem în montaj, da. Avem un prim cut, fără sunet, fără grafică, adică lunile sunt puse așa, da. Cam pe unde lunile de pe cer, mă refer. Și sunetul este pe toate, se aude pe toate lavalierele, dar dacă ești profesionist, îți dai seama despre ce vorba în film. Întorn cu subiectul filmului tău, te provoc să îmi arăți ultimele trei mesaje după WhatsApp și eu ți le arăt ție și poți să citești ce vrei. Dar tu le-ai pregătit, că nu, știai întrebare. Uite, sunt necitite, am început emisiunea și... Așa, trei mesaje pe WhatsApp. Nu, dăm telefonul, nu te uiți. Da, și... așa. Citește primul. Ticu Mandinga, tour manager. Ai vorbit cu actorii? La Cluj, cum punem prețul biletelor? E sală mare ca la Constanța? Facem 70-50? Sau cum procedăm? Ziceai că merge greu acolo. Eu zic să luăm noi toți și pe toți în gură. Ok. După aia e conversația cu mine, asta nu o citesc. Dar de ce nu citești conversația cu tine? Păi ce? O să întârziem. O să întârziem cu echipa, zi, un superior. Da, mă, că e despre podcast, cum aș da podcast. Director Megidia, nu. O să iau Anca Dumitra. Am luat Anca Dumitra. Da. E o poză, cum se face. Da. Trupa lui Papuc, zici tu, Anca râde. Ancus, te uiți în cameră și spui doar atât. Cum se face? O comedie a comediilor, ne vedem pe 6 iunie la Megidia. O să vă placă mult. A, e promo la... Da. Și ați a trimis după aia un... Dar tu când bagi ăsta? Păi s-ar putea să prindă, nu știu. Păi prinde. 6 iunie la Megidia. Da, și dacă e după o să fie mișto pe pentru ea care n-au... la Tulcea. Așa? Pe și după 7 aia o... la... la Galați. Și după aia s-a trimis o poză cu ianțele goale. Poți să citești de la mine dacă vrei. Nu să ți-l deblochez că s-a blocat. Lasă. Ai văzut ceva? Nu, am zapere. Nu. În conversații, poți să iei tu pe cine vrei de acolo. Dă-mă așa la nimereală? Nu, dă-i la nimereală. Dă-mă la nimereală. Ia-le pe primele, ia-le pe primele. Dă-i la nimereală, ce vrei tu, trei dintre ele. Stai așa. Pomana. Da. Bea, bea, bea. Eu lui? Tu i-ai scris... Păi, e interesant ce, cum a fost discuția mai devreme. Păi stai mă, nu. El și-a făcut vaccinul. Hai să te fac un duș. Eu lui? Sau el mie, ca știi dracu. Așa. Hai să te fac un duș, dar citești eu așa pe așa. El răspunde, bă, bă, mă, hai chiar. Dar era în camera aia altă. Ia bea tu azi. I-am zis eu lui, că el a făcut vaccinul și el... Dacă ai sânge, bei și faci duș cu mine. Și el ce zice? N-am. Nu. Bea, dacă bea. Ești papă lapte, nu bei. Adică vrea să fie cu băut dușul. Eu îl enervam pe el, că l-a zis că nu, dacă a făcut așa. Și la urmă se termină cu o inimă, că se poate vedea, adică nu e... Da, el mi-a trimis inimă. E inimă, da. Da. Deci e clar despre ce a fost vorba. Da, despre nu știu duș. Ce. Oricum era legătură. De pomană. Că era. Da. Altul este Sorina Ambrose. Da, ce zice? Ai o poză cu niște găleți. Da. Și zici, dă-te jos. Așa, dă-te jos. N-ai diacritice. Dă-te jos, dă-te jos și încălzitoare. Dă-te jos. Dă-te jos și încălzitoarele și sigilate în magazie. Please. Ok, mă ocup. De găleți e vorba. Da. Ok. Să dai gălețile astea jos și să le sigilezi în magazin. Da, le sigilezi. Diseară ajung la 16. Facem duș.
scrie. Și el răspunde, îți mulțumesc. Uite, ca să vede, deci îți mulțumesc. E bine că ești un om care face duș cu oamenii, cu... în general. Ca regizor pe platou, am înțeles că ai fost total schimbat față de alte proiecte în care ai fost regizor. A fost mai calm. Deci ai fost schimbat față de înainte, când erai puțin mai coleric. Mai țipai, mai urlai, mai trânteai. Nu e bine așa? Aveai o nebunie de asta, te duceai dintr-o parte. Ți-a zis Dumitra, cred că da. Mi-a zis Dumitra, dar eu te știu pe tine ca regizor pentru că lumea trebuie să știe. Noi am făcut câteva filme împreună. Da. Eu am fost oarecum mă gândeam actorul dacă tău de e test. Bine zis filme. Da, ok, hai. Erau niște filme. Tu trebuia să faci niște, să produci niște idei. Am testat la început, trebuia să testezi. Da, eu eram cineva, un fel de stig la... Da. Eram actorul care apărea în toate. S-a făcut vaccinul pe tine, s-a făcut vaccinul. În majoritatea dintre ele muream. Da, sau omorai pe sau cineva. Sau omoram pe cineva. Da. După aia a venit și Mihai Raid, l-am luat și pe el, că murea trebuia bine. Trebuia să moară el. Da. El pe moarte mult mai bine decât Keanu Reeves în Pacul Diavolului, care moare cu gura de căscată și se uită în cameră, mai ții minte? Așa. Eu, da. Când moare cu Pacino în birou și moare. S-a uitat în cameră. Da, foarte urât. Da. Păi tu mi-ai arătat că ți-a arătat doamna Margareta Pogonat. Nu, mă, Margareta Pogonat mi-a arătat când Al Pacino stătea și era orb. Când, da, da. Și când dă cu da, aia bravo, și da. L-a tras orb fiind, tras, era să verse paharul cu whisky și când a văzut că e vorba despre whisky, a zis, bă, eu trebuie să mă uit. Orb, da, nu se poate. Nu whisky, da. Așa. Și vreau să întreb dacă ai ceva din perioada da, în care tu erai regizor. Da, din perioada în care noi suntem așa, să putem așa, cu tine, da? Și cu mine și cu Mihai, dacă vrei. Sau ce vrei tu? Bun. Uite, fii atent aici. Asta este foarte interesant. Când eram paralizat. Da. Mi-ai dat să joc, un paralizat, da? Secvența, da. Paralizatul. Da. Ce făceam? Trebuia să stau la pas și eram pe moarte. Venea doctorul Adrian Ștefan. Stai așa. Anunța pe nevastă mea că nu mai am nicio șansă să supraviețuiesc. Da, mă, da, știi care e toată treaba? Este singurul tău și al meu film pe peliculă. Asta. Da, ăsta e pe peliculă. Am repetat ce? Și uite. Pelicula s-a pierdut. Era, atenție, filmăm. La ce se uita, și doctorul? Trebuia să se uita la picioarele tale care... Bine, doctorul era Adrian Ștefan, care era mahmur. Îi treci pe Leo. A întârziat la filmare pentru că nu s-a trezit. Da. Și Leo suferea. Uite. Mamă și Maria, ce pătrunse era. Și e și decupat, că el trebuia să fie 4x3, dar ăștia n-au înțeles și mi l-au făcut 16x9 și avem capul, trapetele tăiate. Uite cum a mutat. Te-a mutat, Maria, cu forța ei. Eram paralizat de la picioare. Toți eram paralizați în filmul ăsta, după cum a ieșit filmul. Interpeadic. Oricum, domnul Dan Pizza mi-a pus 10 și mi-a zis, nu, eram nici de 8. Și muzică. Da, și-am cerut acordeonul. Da, tu nu vrei să citești, adică ești trist, vrei muzică. Hai. Și fața era neschimbat. Uite că tot nu te-a pus bine. Da. Uite-l și pe Leonid, care a venit cu Ligianul de afară. Vorbisem aici pentru o locație la Casa Oamenilor de Știință. Tu-ți dai seama că am luat un muzeu ca să filmăm? Da. Și ei mi-au dat. Dar nu... Nu e... Aici. Nu, mai, nu știu dacă mai e scena de sex în care... În care ăla te omoară, da, pe tine. Aici, da, asta mă omoară și fac sex pe mine. Da, da, dar trebuia să fie foarte întunecată casa. Și nu... Uite. După ce te-a omorât... Da, și eu sunt mort. Tu ești mort acum că te-a strat. Uite, am murit acum una să nu-mi lovească Leonid. Că mi-era frică să nu s-a dat pe mine ceva. Te-a strangulat. Da, dar am ținut mâna așa. Râdeam aici. Aici acum eram cu fața invers. V-am întors să văd dacă chiar. Da, și e... acum asti invers. Bă, dar ce, uite ce pat. Bă. Și eu credeam ce ziceai tu aici. Da. Băi, să fii serios, să nu știu ce, să nu știu cum. Bine, Maria era iubita mea la momentul respectiv. Da, acum a jucat bine. Ia uite. Aici a căzut camera, fetele s-a desfăcut aia, da? Frecția și s-a ridicat camera singură. Vorbesc serios. Și am zis, iau ce cadru mișto aici.
București pe aia când l-omor pe Mihai în mașină. Păi n-am văzut, eu n-am văzut asta, am văzut doar după aia, după ce s-a developat filmul, ca să zic așa. Ia uite ce cadru mișto, mă, îl folosim. Ăla a făcut și aici ce face? S-a întors, i-a făcut camera. S-a dus și n-a înșarf, că era obiectivul. Da, frumos, da. Da. Finalul bun. 8 minute drum, calitate. Începe cu vaci. Asta începe, așa începe. Da. Florica, ne închinuie cu vacile astea să nu se dea. Eram eu cu Mihai Rait, îl luam de undeva cu mașina, eram prieten și la un moment da. Dat... Prieten, aici... Ideea e că începe dintr-o... Așa. Pac, bășină, Mihai. S-a bășit Mihai, da, și tu erai supărat pe chestia asta. Asta aveam de jucat. Da. Dar ai văzut că el murise din prima și ai zis tu, bă, nu mor de la palme. Da, da. Că el după două palme ne stătea așa. Da, da, și da. Și ai zis tu, bă, nu acum, mai dă, mai omoară. Stai, stai să vezi că e... E așa, nimeni n-a omorât pe nimeni într-un film așa de lent. Nu e chiar lent. E chiar lent. L-ai păcălit, ai crezi că te joci cu el. Uite cum îi rupeam gâtul de mai multe ori. Da, da. Uite aici, el a încercat să scape. Ce să scap, frate? N-a avea cum din mâinile tale. E, cred că ăsta l-am făcut foarte scurt după premiera când care eram bolnav, că am tot părul lung. Da, și să știi că ăsta este dintr-o bucată așa, nu, noi nu am avut scenariu. Uite, ia, uite-l mort. Uite aici, aici râzi, că nu-ți vine să crezi. Da, și ele mor bine. Ai pus geaca. Da, să nu vadă ceilalți în trafic. Da. Filtru, știu că mi-ai zis tu că a fost bine că l-am ascuns. N-am avut filtru, da. Da. Ai făcut stânga. Dreapta, adică. Da. Bine, depinde de unde erai, de cameră, poziționat. Așa. Aici am întors camera, eu, ca pe, fie pe muzică, știi? Da. Eu știam că o să pun muzică. Și am ajuns aici într-o parcare la o... să scap de cadavru. Da. Uite aici la un zid. Te-ai uitat stânga-dreapta. Indicații. Da. Dar în dreapta era un perete, degeaba te uitai. Ia. Stai mă că nu s-a terminat om. Eu făceam finaluri lungi atunci, la mine finalul era important. Aplauzele când era lumea, 4-8 minute lumea în finalul. Picioare. Mie mi-a plăcut când ai schimbat muzica, pentru că e gata, ai... Și ce, Rita Pavone? Păi da, la un casetofon cu fir. Aveam plasare de produs, ai văzut acolo, s-a văzut. Erai fericit. Era fericit că l-am omorât și că am scăpat de el. Uite, bambu, deci s-au văzut toate. Scurtmetraj care avea subiect, avea tot ce trebuie. Deci, nu știu ce n-am reușit noi cu ăsta mai departe. Ken Lung de doctori. Te gândești puțin aici că n-ai făcut poate care ce trebuie. Care e diferența între astea și... Și Cristi Puiu. Care e diferența între ăsta și Complet Necunoscuți? Arată-mi ceva din film. Din Complet Necunoscuți. Stai da. Așa. Stai așa, stai așa, stai așa. Din Complet Necunoscuți o să arăt o scenă ție și lui Mihai. Că vreau să vină și Mihai. Dar nu pot să vă dau pe ecran. Da, dă-mi mie în partea astălaltă. Deci vedem în premieră niște cadre. Vino Mihai să ne uităm. Hai să-l vezi pe Leonid. Joacă Leonid Doni și Anca Dumitra, colegii noștri de serial, da? Da. E al tău. Da. Colegul meu e cam insistent. Dar ce zice? Să-i răspund. Îi răspunde și să terminăm o dată. Cinez cu prietenii, vorbim luni. Da. Deci eu când eram mic, eu aveam 7 ani, 8 ani, și te plăceam cu... Te-a scris imbecilule. Poftim. De ce vorbește Lucian ăsta cu tine așa?
Habar n-am. Dobitoc, habar n-am, e cretin. Răspunde. N-are vreo zdoarea. Hai, nu te mai preface că te doare câtul. Până în chiar erai bordat să te-ai acasă, nu ieșai cu prieteni la tine. Ce doare avea? Alo. Am înțeles bine, nu vorbi. Vrei să știi care e problema ta? Nu ești sigur că-ți plac bărbații, așa că du-te dracu. Te plac ceva între voi? Poftim. Te-am întrebat dacă s-a întâmplat ceva între voi, da sau nu? Doar jur. Jur între mine și ăsta, Lucian. Lucian? Nu-i nimic. Jur pe viața copiilor noștri. Mi-e dor de buzele tale. A jurat pe viața copiilor mei. M-am arătat cu monstru. Da, m-am arătat o bucată mai da, mă, altfel decât cum, e, cum sunt ei. Arată ei, foarte bine. Ei sunt, nu-i colorizat filmul, nu-i nimic. Adică ați văzut un montaj cu un material luat din camere. Dar aici e altfel decât cum sunt ei. Și în film. Da. Filmul e o comedie, dar are momente foarte grele din astea. Și arată foarte Leonid bine și da. Sper să, să-ți meargă cu el. Da, și eu sper să meargă cu el. Pe noi nu ne-ai luat. Ai luat-o doar pe Anca și pe Leonid. Da, dar am văzut că e unul mai grăsuț acolo. Era. A fost o glumă la pe Chivu, de ce nu era? Pe Chivu are o poveste foarte interesantă. Mi-a povestit acum un coleg, tot de al nostru de aici, cum l-a sunat pe Chivu acum vreo 10 ani să-l întrebe, 15 ani, nu mai știu, să-l întrebe film la castel. Dați probă. Da. Bun, a dat probă, a luat filmul la castel. Dar știți să călăriți? Da, el nu ca orice om care, ce nu. Care zice ca noi, mă, nu am călărit în viața mea, s-a găsit el aprilie până în iunie când e filmul, învăț să călăresc. Când faci tu cu scenariu, cum ai zis. Învăț să călăresc până în aprilie, știi? S-a dus acasă, s-a dus, a luat-o din asta de echitație cu cai, da. A făcut așa de 10 ori în jurul unui punct fix cu calul, a zis gata, eu știu să călăresc. S-a dus la filmare. La filmare era așa, trebuia să coboare în galop cu un cal printre copaci, într-o pădure. Bun. Chivu iar, nu ca orice om normal care, zice, care zice, bă, mi-e frică de pentru viața mea. Eu galop printre copaci nu fac, da. Nu. Și zice, da. Și și-a dislocat umărul și a scăpat cu viața, da. Deci asta e da, cam așa cu Chivu. Și mai e una cu ăsta, cum îl cheamă, cu regizorul House Butter, știi? El vorbește așa, știi? S-a dus la un spectacol. Și stătea el plictisit, se uită la un spectacol, o oră, așa, o oră în cojmat de oră, se uită, o oră 50, nu mai putea. La un moment dat, pe marginea scenei, trece un șoricel, tic, 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 fuge, știi, un șoricel. Deci, cum a făcut? Cum a făcut? Cum a făcut? Cum a făcut? Asta e povestea lui Gabi Răuță, da? Bun. Da. Băi, am ajuns la finalul interviului, dar înainte să spun niște chestii care, în mod normal, ar trebui să te surprinde și să răspunzi rapid, să nu stai foarte mult pe gânduri. Și da, anume, îmi plac astea la nebunie și băi, imaginație. Băi, sunt foarte ușoare, de exemplu, cine crezi că ar bate între Da și Samurai? Doamne Dumnezeule! Eu ți-am zis că avem și ceva... Samurai! De ce Samurai? Pentru că aveau săbile lungi și era și la ei cald și la noi cald și nu e fără nevoie să, a, și să întâmple nimic. Îi spărgeau pe ei noștri. Da. Bun. Păi de-a noștri ce mai, că a noștri erau cu căciurile și cu... Nu prea aveau până să vină romanii, nu? Aveau niște daci, aveau niște săbii care erau întoarse așa. Păi erau împotriva lor. Nu, nu, să scoată mațele afară. Da? Da, erau făcute special. Samurai erau altfel. Da. Știi că în Japonia se circulă pe dreapta? Pe stânga? În fine. Da.
Fii atent. Încep acum, auzi. Trebuie să alegi prima din ele. Prima dată numai camioanele, nu? Cu cine ai face sex dacă ar trebui să faci neapărat și ești obligat? Cu o babă de 70 de ani sau cu un bărbat de 30? O babă de 70 de ani. Crezi? Da. Pentru câți bani ți-ai vine un rinichi? Pentru... Și pentru un film, dacă trebuie să-l scoatem bine. Da? La urmă, așa. L-ai da? Da. Sunt sănătos și dacă ambii? Dacă n-aș avea bani să fac color correction, cred că la... Ok. Asta e bună. Dacă intră unul dintre copiii voștri peste tine și peste Oana atunci când tu îi faci sex oral sau ea ție, ce le zici? Asta în cazul în care n-au intrat până acum, nu? Da. Sau dacă au intrat, spune-le ce le-ai zis. Că sunt curios cum ai scăpat de situația asta. Nu, nu mă ocup eu de genul ăsta de dialoguri. Se ocupă Oana. Adică cum? Zici, scuze copii... Te rog, Oana, te rog, tu trebuie să explici. Oana, te rog, deci zile tu ce... Bă, problema este că ăștia dorm din ce în ce mai târziu. Da? Se culcă din ce în ce mai târziu, știu, copii, știu. Mai ales în vacanță. E greu, frate, trebuie să stai pe la o anumită oră ca să se culce ei, aștept, să fii sigur că au adormit și după aia, știi? Avem mulți probleme asta, mai vorbim cu niște prieteni despre asta. Trebuie să stai pe la două noaptea. Da, mă, știu, așa e, într-adevăr, e foarte greu. E până adormiți, nu știu dacă au adormit bine, dacă n-ai cheie la ușă, faci, dar faci cu un ochi pe ușă, te mai oprește, s-a auzit, e o țeabă. Eu abia aștept să crească și să înțeleagă. Da. Că e normal. Asta e, să fie mare și ce se aude din partea? Mama cu tata. Dar nu durează mult. Îi trece. Ce regresi că nu ai făcut cel mai mult ca adolescent? Ca adolescent? Da, în perioada ta de adolescență. Ce ai fi vrut erau, să faci mai mult? Acum sunt niște petreceri pe care noi nu le-am prins și nu le aveam. De swingeri? Da, ceva, genul ăsta. Da. Da, mi-a povestit mie un adolescent că ei se întâlnesc așa câte 15-20 într-o casă și se amestecă. Se amestecă între ei, la vremea respectivă e interesant. Păi tu oricum te-ai amestecat și în perioada din poveștile pe care le știu eu, tu erai, aveai... Nu mă, ideea este să nu știi despre ce e vorba. A, să fie tu, complet necunoscuți. Complet necunoscuți, cum se cheamă și filmul înțeles. Meu, da. Ce ai prefera să fii? Un geniu cu probleme sau un prost fericit? Doamne ferește, ce prostii mă întrebi. Nu-ți place întrebarea? Un geniu cu probleme? Vrei să vorbim serios? Da. Eu am văzut că pe ăsta, pe Exarcu, l-a întrebat că dacă sari în sus în tramvai, trece tramvaiul pe sub tine. Nu, el a zis asta. Tu ai zis cu elicopterul, că dacă te ridici de la pământ, da, de ce nu se învârte pământ? Tot de la pomană era. Când lași elicopterul, de ce aterizează în același loc dacă se învârte pământ? De ce mă întreb de geniu? Băi, stai mă, că acum eu trebuie să te urc pe tine, că urmează filmul, sala e făcut într-un fel. Așa, dacă vreau și eu bancul cu perfect necunoscut. Știi, cu ăla cu uite telefonul acasă? Uite telefonul acasă o zi și nevasta, când se întoarce asta seara, zice, băi, telefonul mi l-ai văzut că am plecat la serviciu și l-am lăsat acasă. Ce da, l-ai uitat aici acasă. Și ce m-a sunat cineva? Nu. Ce doar mesaje. De la cine? Ce de la Vasile Tinichigiu. Și ce aici? Ai zis că zice că din seara când termin serviciu poate treci pe la el să-i dai o limbă. Adică am și de asta dacă vrei să duc în zona aia. Da, mă, da, e cu Ben Laden care și-a uitat în telefonul acasă și a venit și a întrebat, m-a căutat cineva? Bun, fii atent. Urmează o serie de întrebări scurte altă din două. Eu îți dau să alegi A sau B, da? Sau B. Dar până atunci, dacă ai fost un personaj de desene animate, ce ai fi fost? Ăsta un Donald. Donald. Dacă ai fost un organ din corpul uman, ce organ ai fi fost? Ficat. 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 Dacă ai fost o băutură pe lumea asta, ce băutură ai fi fost? Vin roșu. Da. Dacă erai femeie, ce femeie ai fost? Vin roșu. Dacă eram femeie? Da. Băi, trebuie să fie brunetă. Aș fi vrut să fiu brunetă. La Iza Minelli. Nu știu de ce. Da, la Iza Minelli, Rita Pavone. Rita Pavone. Da. Parcă te și vă cu acordeonul de gât. Și cu Iocore. Da. Frumoasă femeie. Dacă erai animal? Dacă eram animal? Da. Cred că aș fi fost câinele meu. Și dacă erai președinte? Care dintre președinții ai vrut să fii? Fidel Castro, că a trăit mult. Testul rapid. Mare sau munte?
Munte. Vară sau primăvară? Primăvară. Pizza sau paste? Paste. Pacino sau Tarantino? Pacino. Sofia Loren sau Mădălina Ghenea? Bă, Sofia Loren. Iris sau Voltaj? Iris. Margareta Puzdaru sau Maria Tănase? Maria Tănase. Regele Mihai sau președintele Iohannis? Iohannis. Fotbal sau tenis? Niciun. Fortnite sau Roblox? Fortnite. Ciclul la ele sau ciclul la noi? Ciclul. Ciclul la... Bă, să fie toate deodată. Să avem și noi și ele în același timp. Da, să fie, dar să fie în același timp, asta e ideea. Șosete albe cu sandale sau Emil Cioran? Șosete albe cu sandale, că am încercat să citesc Emil Cioran și n-ai reușit. Băi, Goga, asta a fost și să știi că avem un joc pentru tine. Finalul, de fapt, te prinde cu un joc. Da. De fiecare dată, invitatul încearcă să rezolve un joc simplu. Sunt două belciuge care trebuie separate contra cronometru. Eu dau drumul la cronometru și vedem unde te încadrezi. Poți să arăți și cum au rezolvat-o alții sau te demoralizează seara după? Nu, am văzut, am dat întâmplător peste Costi Diță și am văzut că n-a rezolvat-o. N-a rezolvat-o, deci, sunt mulți care n-au rezolvat-o. M-a moralizat. Da? Te invit să-l iei, eu dau drumul la cronometru atunci când sunt ești pregătit tu. Sunt foarte prost la treaba asta. Te las să te uiți puțin la el și când îmi zici gata, îi dau drumul. Sunt foarte prost la treaba asta. În Madagascar am avut o întâmplare cu treaba asta. Am avut eu concurenților, trebuia să le dau chestia asta. Înțelegi? Da. Concurenții fiind unii dintre ei... oameni învățați, știi? Și trebuiau să facă din trei cuburi o piramidă. Și n-au reușit să o facă, dar cuburile au rămas acolo după filmare pe plajă. Și au venit trei localnici din aia. Și le-au făcut... Madagascarenii? Da, ăștia au avut o oră. Și madagascarenii care trebuia să strângă, au făcut cuburile într-un minut și ceva. Na. Era băștirea, jos era emisiunea, mă. Nu, mă, eu cred că aia se descurcă oricum ar fi. De ce trebuie să fac eu să le... Când îmi zici start cronometru, trebuie să separe alea două. Să le scot de aici? Da. Una din alta. Aha, aha. Hai, dă-i. 3, 2, 1, start. Mamă, cât de aproape ai fost. Am crezut că îl faci în 4 secunde. La 4, la secunda 4 erai acolo. Dar chiar dacă îl forțezi și am putere să... Poți să faci. Au mai fost unii care l-au forțat și era să-l strice. Era să-l strice? Chisicul, da. Da. A tras el până s-a rupt. L-a făcut. Nu, l-ai făcut până la urmă? Nu, l-a rupt, nu înțelegi că l-a... În 6? M-a furat la timp. Și l-a stricat. Bă, este o chestie. Uite că încearcă la fel ca tine, mă, să-l forțeze pe partea aia. Nu se gândește că trebuie să iasă ușor. Trebuie să iasă ușor, e clar că trebuie să iasă ușor. Da. Și cât putem să stăm aici? Cât vrei. Putem să stăm mult? Da, până rezolv. De fapt, asta e șansa ta. Ai depășit un minut. Da. Te dai bătut? Mai... Ți-l dau acasă? O chestie mai... Că poate iese așa. Nu? Dar ce faci? Poate iese. Îl reașezi. Uite! Hai să o iau de la capăt. Se poate la ăsta să o iau de la capăt? Păi așa e, dar da, ai fost foarte aproape. Nu, m-am lăsat. Ia. Eu tot arăt și la un moment o să vină unii care o să-l facă și o să fie păi ciudat. Păi și eu puteam să caut pe net după ce am văzut la Costi, dar nu am... Foarte bine că l-ai căutat. N-am căutat. Ești onest, ești cinstit, ca un samurai, ca Mulan. Păi ce faci, mă? Stai puțin. A, deci este așa? Nu e greu, dacă trebuie să știi că... Trebuie să știi că așa, da. Uite și tu, s-au întâmplat unii 6 secunde. Da. A, Sorin Bontea, uite, l-a făcut. Toni Grecu în 6 secunde. Nu. Mare Schivu. Dani Oțil ce-a făcut? Nici n-a încercat sau nu a venit? Nu, până acum Toni Grecu, Cătălin Oprișan, Raid și Sorin Bontar au făcut. Mm-hmm. 4 dintre ei. Tu n-ai reușit. N-am reușit, dar nici nu mă așteptam să reușesc. Băi, lasă-mă să reușești cu filmul, că asta e mai important. Da. Îți ținem pumnii. Am un cadou pentru tine. Știu că nu bei, dar având partenere magul la emisiunea asta... Lasă că bea, bea nevastă-mea. Asta zic, da. Îți trimit pentru Nașa o sticlă de vin roșu pe care l-am băut aici un chilian. Stai puțin că trebuia să deschid asta mai devreme. Ăsta se ia acasă în casa de Bosques.
am un marker și o să te rog să semnezi ceva pe masă, să scrii orice, oriunde, da, mă, pe masă asta. Da, știi cât de frumos scriu eu. Bă, nu contează, mă, ceva să vadă că ai trecut pe aici, pe la emisiune. Ce ai scris? Titi-o-to-pl. Bun, aia e camera ta, Guga. Dacă ar trebui să faci un teaser la emisiunea asta pe care am înregistrat-o acum, de ce să se uite lumea la podcastul în care tu ești invitat? Pentru că? Să se uite la podcastul ăsta pentru că e filmat ziua și se dă noaptea. Unul la mână? Unul la mână, pentru că are 500.000 de followeri, nu? Un milion. Un milion. Păi acum, după, la început emisiunea a fost. Da. Și să se uite, mă, la tine, că n-a putut să te vadă atâta vreme la stand-up, îți dai seama că oamenii au pierdut multe în viață în anul ăsta de pandemie, în care nu te-au văzut pe scenele da, României. Da, în care am stat și am băut toată băutura. Da? Băi, eu îți mulțumesc, oameni buni, mergeți să vedeți filmul când apare. Ține-ți aproape de Octavian Strunilei, o să vă anunțe când apare filmul. Da. Sper în cinema, așa cum îți dorești. Îți urez mult succes. Baftă și să ne chemi și pe noi la premieră, dacă nu ai luat în film, măcar să fim acolo să mâncăm și să bem după. Lasă că vă iau un următorul film. Da. Hai. Azi.